Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS19. Sunt pe mapa Domești și astăzi voi face un videoclip în care o să testez anumite mașini, să testăm viteza, să vedem cât prinde fiecare. Avem în spatele meu 4 mașini. Este vorba despre un Range Rover, Nissan GT-R, un Brabus și un Rolls-Royce. Vreau să fac un test de viteză, să văd cât prinde fiecare. La fiecare scrie că jos la kilometraj cât prinde. Acum vreau să văd dacă chiar prinde acea viteză. De exemplu, Rolls-Royce-ul prinde 121 de km pe oră, din câte am văzut acolo jos la kilometraj. Dar vreau să vedem dacă chiar prinde acea viteză. La fel și cu toate celelalte. Hai să vedem. Nu trebuie să apăsăm butonul de like. Hai să vedem. În 3, 2, 1 și... O sutăm. Aici avem 120. Rolls-Royce-ul, 120. Bun. Următoarea mașină, un Brabus G800 4.0 litri V8 biturbo, fraților. Deci, ăsta prinde 218 km pe oră. Hai să vedem cât e. În 3, 2, 1, start. Merge și kilometraj la ele. Mamă, lă! Ei, e ușor, bă! Ușor! Mamă! Deci am pus 170? Se pare. Și 5. Am prins până acum. Bravo, sun. Să sunt aici. Următorul este un Nissan GT-R 3.8 V6. 3, 2, 1 și... Și următorul este un Range Rover LWB 3 litri V6 biturbo. Sau doar turbo, nu știu cum ea. Land Rover, vezi? Land Rover, Range Rover. Sau ce gen, nu știu. Asta prinde 117 km pe oră, așa e de un și la tablet aici. Scrieți în comentarii care vi s-a părut mai roman. Rolls-Royce, Brabus, 120 a prins ăsta. Să spun că dintre aceste 4 mașini vi s-au părut mai rezumane, eu mizez pe Rolls-Royce. Acum voi aveți de ales între Brabus, Range Rover sau Nissan. Dacă v-a plăcut, de obicei, punctul așa, un buton de like, o să vezi link-urile la mașini în descriere, dacă vreți să uitați și vă vedeți videoclipurile. Și un neordinar cu rolul de videoclip, salut!